Bună dimineața, tocmai ce au plecat fetele la grădiniță. Bine, Alexia a plecat pe la 7:20, Adela a plecat la 8. Azi am făcut o cafea cu lapte și cu zahăr, cu mult lapte, că eu așa o beau. Iar aici mi-am pus două feliuțe de prăjituri din aia cu iaurt și una cu vanilie și ciocolată. Și acum mă duc în pat pentru că mă doare spatele, de nu mai pot. Să mă uit un pic la televizor, să beau cafeaua și după aia trebuie să pregătesc mâncare. Să ne începem ziua după aia. Sper să-mi treacă și spatele. Văd că de când m-am trezit de azi dimineață mi-a trecut cât de cât. Please tell me how is this so cool? So why are you acting like a fool? Trying my best to get you. Sometimes I feel that you're just cruel. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why? Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. Mama, I draw these in school. Mommy, ce cutie, mami? Ce ba? Ce cutie? Ce cutie? Ce ba? Să mă joc cu tine? Da. Unde? Da. Unde tu? Unde? So cool, So why are you acting like a fool? Trying my best to get you. Sometimes I feel that you're just cruel. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why? Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. I had a dream about you last night. We're getting drunk at the local bar. I grab you close to my body, feeling the temperature rising, and for a kiss. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater.
Aleu vine de la grădi, dar acum pleacă iar. I-am dat să mănânci, am schimbat-o de haine, că era murdară. Și acum vine să o ia până la 5. Da? Ei! Dar ai răbdare, că vine imediat. Ai răbdare. Am zis să vă filmez din nou pachetelul pentru grădi. Azi n-am mai apucat să filmez de azi de la mea, de când am făcut hamburgeri, dar vă spun eu mâine că am să continui mâine vlogul. Am o durere de spate groaznică. Dar vă explic eu mâine. Acum doar vreau să filmez pachetelul. Luat de la i-am pus struguri, o mandarină din nou pentru că îi place foarte mult, iar un sandwich am făcut doar cu o felie de pâine, că dacă îi pun două felii, nu mănâncă. Adică jumătate de felii de pâine, nici măcar una întreagă. Și am pus o felie de șuncă și o feliuță de cașcaval. Și atât am pus lui Didi. Iar Alexia, două banane pentru că mâine e joi. Și Alexia joia are zi de fructe. Adică trebuie să-i pun doar un fruct la ea. Și eu nu pot să-i pun doar un fruct, eu îi pun de fiecare dată două, trei fructe. Nu știu, așa m-am obișnuit eu. Și am pus două banane, așa, destul de mari. Și ăsta e pachetelul pentru mâine. Eu am fost la doctor, că v-am spus eu ieri că mă doare groaznic spatele, deci n-am putut azi noapte, am plâns de durere, și acum mă doare extrem de tare, dar seara am crezut că mor. Și am fost la ginecolog, fără programare, m-am dus și m-am luat așa, am așteptat vreo oră jumate ca să mă ia. Mi-a luat urină și am o infecție și mi-a dat antibiotic. Și de la infecția aia s-a dus la rinichi. Și de asta mă doare spatele și în partea dreaptă. Și mi-a dat 5 zile antibiotice. Da, de la antibiotici deja mâine cred că o să mă simt mai bine. Mâine. 5 zile de 2 ori pe zi câte una. Din astea. O veste proastă, cam infecție. Dar avem o veste bună, că o văzut și îi, dacă e băiat sau fată. Și avem aici plicul, pentru că i-am spus să nu ne spună, că vrem să facem gender party, se cheamă? Parte, da, nu mai știu. Surpriză, cu balon, cu minge, cu, nu știu, nu ne-am hotărât încă. Am comandat minge, dar au venit rău, au venit pe aceeași parte, pe aceeași parte amândouă. Jumătăți de minge. Și am trimis-o înapoi și acum trebuie să vină altceva. Ori mingi, ori dăm comandă de altceva. Sper să vină până duminică, ca să facem duminică. Azi e joi. Dacă nu plouă sau... Nu plouă. Nu? Dar s-a atât de... Nu știu, nu mă pot abține să nu mă uit. Las, dacă... Las, nu te mai uita. Ia și calmează. Dar doctorița cam râdea așa, știa că... Așa, cu scoși, frumos, ca să nu te poți. Știa că avem două fete. Și când am văzut, cam râdea așa, vreo cosmisoro și la față. Eu cred că e fată. Și dat... eu cred că e fată, dar presunt așa că e și băiat. Mi-a dat trei fotografii din astea și după fățucă, are fățucă așa mărunțucă, zici că e fată. Sper să vină cât mai repede, Ale. Aoleule, dar mă doare și capul. Dar bine că mi-a dat pastile ca să întreagă durerea asta, că... E groaznic. Acum ducem acasă, că-s plecată de la 10. Eu și eu sunt plecat la 8. Da. Și abia acum ajung acasă. Și e 1:30. Și n-am mâncat nimic și mi-e rău. Ne auzim de acasă.
să primești pe Andric baloanele. Noi mergem să aflăm dacă vom avea băiat sau fată. Am aflat baloanele. Doar că nu ține vremea cu noi că plouă. Ne-am uitat, când ne-am uitat din casă nu plouă. Dacă n-am ieșit afară, plouă. N-am avut centura, da. Dar de acum nu mai am, dar oricum nu stăm mult, cât îi să dăm cu piciorul într-o minge și gata. Doar că plouă. Fetele și ele acolo. Și până mâine nu mi-a avea răbdare, ca noaptea am visat numai baloane, mingi, băieți, fete. Și o durat foarte mult să umflă baloanele, poate să le-au fost dimineața la lucru. Și eu n-am putut să le umflu, că mă doare într-o parte. Mă doar rinichi. Chiar ai avut... Ai presimțit să iei numai sunt băiat. Didi? Didi? O să ai frate sau soră? Ce ai înțeles tu din chestia asta? Ah. Ești tătă plouată. O să ai un frățior. Da. O să fii băiat. Da. Te bucuri? Eu pot să postez? Ah. Te bucuri, Didi? Na, nu se bucură. Ale, tu te bucuri, Ale?